Poliția a descoperit vineri cadavrul carbonizat al tinerii Ozehsan Aslan, în vârstă de 20 de ani, în albia unui râu din orașul Mersin, la 3 zile după ce a fost dată dispărută. Funeraliile tinerei au avut loc sâmbătă în Mersin și au fost însoțite de proteste la nivel național, la care au participat zeci de mii de persoane care au condamnat violența împotriva femeilor. Mii de femei au protestat în mai multe orașe din Turcia, inclusiv Ankara, Istanbul și Mersin, orașul natal al lui Aslan, din sudul Turciei. La Istanbul, activiștii pentru drepturile femeilor au organizat două proteste separate. Sute de persoane s-au reunit în cursul zilei sub sloganul "Destul, vom opri uciderea femeilor", iar în cursul serii organizația a luat amploare cu participarea mii de femei de toate vârstele. Organizațiile pentru drepturile femeilor susțin că violența împotriva femeilor s-a intensificat în ultimul deceniu. Doar anul trecut, aproape 300 de femei au fost ucise de bărbați și peste 100 au fost violate, potrivit informațiilor locale.